În vremea aceea, într-o zi de sabat, Iisus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui au flămânzit, așa că au început să smulgă spice și să mănânce. Când au văzut fariseii lucrul acesta, i-au zis lui Iisus: "Iată, ucenicii tăi fac ce nu este voie să facă în ziua de sabat." Dar el le-a zis: "N-ați citit ce a făcut David atunci când i s-a făcut foame, atât lui, cât și celor ce erau cu el, cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile prezentării, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici el, nici cei ce erau cu el, ci doar preoții? Sau n-ați citit în lege că, în zilele de sabat, preoții profanează sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Dar eu vă spun că aici este ceva mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce înseamnă milă doresc și nu jertfă, n-ați fi condamnat niște nevinovați, căci Fiul omului este Domn al sabatului." Și plecând de acolo, a venit la sinagoga lor. Și iată că acolo era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să-l poată acuza pe Iisus, l-au întrebat zicând: "Este îngăduit a vindeca în ziua de sabat?" Iisus le-a zis: "Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie ce cade într-o groapă în ziua de sabat, nu va apuca și o va scoate afară? Așadar, cu cât mai prețios este un om decât o oaie? Prin urmare, este voie a face bine în ziua de sabat." Apoi i-a zis acelui om: "Întinde-ți mâna." El a întins-o și ea a fost făcută sănătoasă, ca și cealaltă. Dar fariseii, ieșind, au ținut sfat împotriva lui, gândindu-se cum să-l omoare. Însă Iisus, înțelegând aceasta, s-a retras de acolo. După el au mers mulțimi mari de oameni. El i-a vindecat pe toți și i-a atenționat să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească astfel ceea ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice: "Iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el, iar el le va vesti neamurilor judecata. Nu se va certa, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe străzi. Nu va rupe trestia zdrobită și nu va stinge mucul care încă mai fumegă, până nu va duce la victorie judecata. Și neamurile vor nădăjdui în numele lui."